Cel mai bun lucru pe care îl puteți face este să vă puneți, dar pe bune în papucii clientului și să vedeți voi, v-ar veni să dați click pe reclama voastră, primul pas, da, creștem rata de click, dar după aia și mai important, când ajungeți pe site, are sens reclama pe care am văzut-o se potrivește cu pagina pe care am atrezat. Foarte des am analizat campanii, era reclamă la un produs specific, să zicem un buchet de flori, un, un anumit pantof, de click te ducea pe homepage. Sau poate pe o categorie. Na, găsește produsele astea și acolo să nu mai meargă filtrele bine sau pe homepage să fie bannere cu eu știu ce chestii catchy, așa că am, am, auzit noi în alt webinar că trebuie să fim catchy, copywriting-ul trebuie să fie catchy, nu? Aș și puneți-vă în papucii lui. Sau după aceea, da, când citești descrierea produsului, înțelegi de ce mă ar trebui să dai suma aceea pe, pe acel produs? Sau doar ai pus două rânduri și, și ai plecat mai departe, practic ai pe cineva care îți încarcă produsele și, și aia e. Aici e o discuție mai mare, copywriting-ul și importanța lui. Cu cât sunt produsele mai scumpe, cu atât e mai important copywriting -ul. Dacă vindeți zahăr, dacă chestii de astea de larg consum, super. Comune, e mai puțin important copywriting-ul, da? Dar cu cât e mai scump, produsul e mai important, dar în general imaginile sunt super importante. Și iarăși, vrei să vinzi un telefon de ăsta sau vrei să vinzi cămașa asta, pui o poză pe fundal alb și aia e. Problema asta mai ales la haine sau la produse portabile. De exemplu, un alt lucru pe care l-am făcut pentru un, un, fost client, un magazin de bijuterii personalizate, iar așa am lucrat la poze. Și, în general, recomandarea mea la imagini este să puneți să fie variate și cu produsul pe fundal alb sau 360 de grade sau 3D, dar și cu produsul în acțiune. Dar noi, din testele noastre au fost proiecte unde poza produsul pe fundal alb a mers mai bine, alte ori când era în acțiune, când era portat, când era pe model. Azi trebuie să încercați și să, să, vedeți la voi, depinde și de resursele voastre, dacă puteți și și eu zic că e mai bine. Pentru că sunt oameni care se uită la lucruri diferite. Alții, cum ar fi prietena mea, poate să-și imagineze mai bine, arăți un lucru, ea deja și îl vizualizează. Eu nu, trebuie să-mi zici, nu știu, roz somon, A, știi, acolo m-am, blocat, dar și zis că merge cu nu știu ce, mai știu, altă culoare, burgund sau vișiniu. Des nu fac diferența, tot încurc vișiniu cu violet, dar cred că acum fac diferență Mă rog, clienții sunt diferiți, da? Pe site-ul vostru intru și eu, intre și prietena mea, mentalul nostru este, uh, este diferit. Deci, practic, sunt, sunt două mari lucruri pe care le puteți face. Odată și, și, și cam asta porni și puneți-vă întrebările pentru voi. De aia nici n-am dat mai multe detalii aici, eu vă mai povestesc de niște, niște lucruri, vă mai dau niște exemple, dar important sunt astea două ca să puteți să le adaptați Pentru voi, pentru că fiecare afacere Este unica, are, are Specificitățile ei și de aia n vrea să vin eu, uite, cinci tactici pe care să le aplicați, pentru că poate unele merg, unele nu la voi și poate porniți cu aia care nu merge și după aia veniți și mă înjurați și ne lăsați un review negativ. Și atunci hai să vă las cu aceste lucruri mai high level, cu aceste principii, dați și voi 15 minute pe afacerea voastră și vedeți cum puteți face. Prima întrebare la care trebuie să răspundeți este cum elimini fricțiunea? Ce înseamnă asta? Cum? fac mai ușor pentru om să meargă mai departe. Sunt mai multe lucruri pe care le putem face aici. Un prim lucru, de exemplu, putem but, să vă asigurați că butonul de add to cart e vizibil. Nu vă vine Am, am pățit site-uri unde era, nu știu, voiau să fac un design mai minimalist și, practic, butonul era doar așa, avea un chenar de gri-negru, dar și el era alb, nu-ți nu, -ți, nu -ți sărea în ochi ce am făcut când am făcut acea consultanță, acel audit, bă, ce culori mai are brandul tău? Și foloseau și un fel de portocaliu spre roșu. Și zic, fă butoanele de add to Le-au făcut, bum, cu 30% le cresc cu vânzările și, și, rata, practic rata de conversie. Că dacă fiecare leu pe care îl punem aici la rata de conversie sau la valoarea comenzii, se vede direct în contul nostru și o parte mai mare din el înseamnă profit. Da, sunt niște bune practici de, de genul, trebuie să fie ușor pentru om să, să meargă mai departe. Da, să, 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 să poată să găsească sau să găsească din nou produs de care are nevoie, da, nu știu, că vindem televizoare, că vindem haine, că vindem imprimante. Poate el vrea, el interesează o anumită dimensiune, un anumit mod de încărcare, un anumit, ba, ce, Ai ar trebui să avem filtre sau pentru aceste lucruri sau în categoriile și meniul să fie organizat după cum caută oamenii și cum vorbesc ei despre produsele noastre, nu după cum vorbim noi. Și un exemplu, dacă multe greșeli și noi le-am făcut la Smarters, am dat aveam și avem materiale, noi le spunem hackbook -uri. Astea sunt niște materiale super specifice care practic te învață o tactică sau ceva. Pentru noi înseamnă asta, dar dacă cineva intră pe site-ul nostru și vede hackbook, habar n-are. Da? toată lumea zice, vorbim de cursuri. Și te uiți, bă, dar de ce ăsta aici 27 de euro și aveți un curs cu 2000 de euro? Da, ce, ce... De ce, de ce, să le iau pe la cu 2000 de euro? Da, un pic, domne, că ăsta e doar așa, are 30 de minute, de învăț specific cum faci o campanie de smart shopping, da? Și, și ne ne, am, ne, ne, sabotam pe noi. După aia am eliminat această organizare și cauți mai mult în funcție de teme sau, mă rog, le zicem la toate cursurile așa în exterior și pac ajută. Deci asta, astea sunt câteva exemple de a elimina fric fricțiunea. La partea de creștere de, val, de valoare, aici vorbim foarte mult de copywriting, de a chestia aia clasică pe care totuși timp puțin o aplicăm, care sunt beneficiile produsului serviciului nostru, al produsului în cazul ăsta. Și mulți confundăm beneficii cu caracteristici. Faptul că are un giga spațiu sau 256 de giga spațiu, asta nu e un beneficiu, e o caracteristică. Beneficiul e că, uite, în cazul meu nu trebuie să dau bani pe un cont de cloud de la Google sau Huawei sau Apple. Da? Dacă am 256 de giga pe telefon, băi frate, păi pot să țin toate pozele și download și așa, fără să mă îngrijoresc că trebuie să plătesc un abonament. Pe telefonul vechi așa trebuia să intru din când în când să mai șterg din poze, din videouri, că și filma 4K. Nu mai avem Spațiu. Fiind zgârcit, n-am vrut să dau 10 lei pe lună, preferam să pierd timp să, să le șterg. Aia e valoarea pentru noi, de foarte puține ori o comunicăm, nu mai facem 256 de giga. Și giga-aia sunt importante, sunt persoane mai tehnice pe care interesează acele lucruri, interesează dacă e procesorul M1 ăsta nou de la Apple sau e procesor vechi. Avem clienți diferiți și trebuie să, trebuie să ne adaptăm pentru fiecare dintre, dintre ei. Cum mai putem crește percepția de valoare? Sunt tot felul de bonusuri pe care le putem da oferte mai bune, nu știu, transport gratuit la orice comandă sau bonusuri, da, cadouri, chestii de genul. Acestea sunt lucruri pe care le putem face, dar ce nu ne costă deloc este acest copywriting adică, sau nu ne costă aproape de, deloc. Mă rog, când faci reduceri, de exemplu, adăugat un coș, un produs, poți face cele cross-sell sau upsell, da, să-i Recomandăm mai mai multe, dar mă rog, astea poate le mai știți. Mai am un exemplu pentru voi și uitați, pentru că ce e interesant, mi-am dat seama de-a lungul timpului, o fricțiune foarte mare pentru clienții noștri este că nu e momentul potrivit, să spunem așa. Adică, și noi uitați și aici. Poate unii dintre voi sunteți pe, pe desktop, poate mai aveți un alt tab sau aveți telefonul deschis și dați scroll, vedeți o reclamă care vă atrage atenția, dați click pe ea și după aia eu zic ceva interesant sau iar fac o glumă proastă și râdeți, da? Sau zic ceva interesant, vă atrage atenția și vreți să ascultați mai atent, prac, ai închis telefonul sau ai, ai dat back și te uiți la mine. Și foarte des se întâmplă, nu știu, la lucru, da, teoretic, uh, și după aia intră șeful peste noi sau nu, ne, ne scrie pe mesageria de la lucru și oi, nu mai pot să finalizez comanda atunci. Da? Sau în general nu e momentul potrivit sau n-ai timp să studiezi atunci pentru că ai ceva de, de făcut, etc. De deci, ce fricțiunea asta nu e momentul potrivit? Și ce putem face? Aici sunt acele campanii de retargeting, de remarketing, dar puțini oameni știu că se pot face aceste campanii și pe e-mail. Și acum mă întorc la acel instrument Clavio de care vă ziceam, care sunt mai multe care fac asta. Dar atunci am auzit de el și una dintre campaniile pe care le-am implementat atunci, care, repet, încă e activă, e dintre acele campanii, e o campanie de un an, doi ani. Și uitați, cred că datele sunt pe ultima săptămână, a adus 2300 cu 2, cât vine, vreo 5.000 de lei vânzări și uitați ce rată de conversie aici, 4,3%. De ce? Pentru că e-mail-ul e canalul cu cea mai bună rată de conversie. Câți dintre noi facem e-mail? Foarte puțini. De ce nu facem e-mail? Că ne ia foarte mult timp. Mi-a luat probabil, zicem, 2-3 ore să setez această campanie, să fac copiu, să tot. Poate vă o va lua mai mult sau mai puțin dacă ne cereți nou ajutorul. O setez asta și a uitat de ea. Mă rog, am mai monitorizat, poate să mai apară provocări, nu -i... Poate exagerez și eu un pic uneori ca să, ca să rămână ideea, dar instrumentul costă pentru 400 de abonați sau când, cât sunt, probabil costă 50 de euro pe lună și ar, ar costa la atâția abonat și a dus 5000 de lei. ROAS-ul cât vine? Din 200 la 5000, cred că e vreo 25 sau ceva. Email-ul e canalul cu cel mai bun randament, poate probabil pe locul 2 SEO, pe locul 3 Google Ads, pe locul 4 Facebook Ads, dar depinde și de afacere. Poate să fie Facebook mai bun decât Google, de depinde de ce vinde. Așa se numește această feature. Dacă dacă vreți să căutați un instrument de e email marketing, căutați Browse Abandonment, cum scrie aici. Asta e ca un fel de retargeting, dar pe email. E important ca înainte omul se aboneze prin instrument ca să rămână cu Q, dar la fel după aia primește pe e-mail, cam așa, e, nu, îmi pare că nu am pus copii. Hei, s-ar putea să te intereseze asta și să acolo sunt patru produse pe care le-a văzut și pe site. Un email dinamic, automat face, l-a acum un an sau doi și așa rămâne. Not bad, a zice, pentru câteva ore de, de muncă. Adică arăt negru pe alb că merge. văd nu mai merge, nu mai funcționează la fel de bine cu 5 ani, 10 ani, e clar. Dar dacă ne facem niște, trimitem e mail specific oamenilor în funcție de când au intrat pe site sau în funcție de ce au cumpărat și sunt instrumente de e-mail marketing care se pot uita la istoricul nostru și ok, vede că omul a cumpărat prima oară din categoria asta, după aia din aia altă, știe și automat îi recomandă produse din categoria asta. Și sunt și instrumente din acestea românești, cred că cei de la retargeting.biz, știu la un moment dat făceau destul de bine treaba asta, acum am văzut că au actualizat, nu știu cum merge, Poate chiar mai bine, n-am testat recent, dar sunt, sunt mai sunt multe. Problema e că noi facem acele. Și plus că astea nu sunt și noi trimitem puține, să zic, newslettere clasice, așa la toată lista acele blesturi. Că greu de făcut, ne greu să venim cu motive și astea automate funcționează naibii de, de, bine. Și aici sunt mai sunt niște trucuri pe care facem să reactivăm oamenii, dar ideea e că chiar dacă vrei deschid CRM-ul la Smarter, să vezi avem 35% rată de deschidere la, nu știu, 12.000 de abonați. Oamenii nu contează open rate-ul, contează vânzările și randamentul acelui instrument și randamentul Mereu așa, să judecați. Și nu dați la o parte o idee, doar pentru că colectivul, da, societatea zice că nu merge. Vă arăt după ne uităm, dacă ne uităm, sunt sigur la EMAG, la Fashion, la, la lideri de, din industrie, o să vedeți că un procent foarte mare din traficul lor, la un dat între 10-15%, venea din e-mail. Dacă se păstrează rata asta de conversie, practic e mail era la ei 20-30% din vânzări. Și eu cred că un magazin online ar, -ar, ar trebui să aibă între 5 și 20% din vânzări din e-mail. Dacă nu, nu, are asta, lasă bani pe masă. Și poți să ajungi până la 10-15%, mai ales la 10%, doar cu campanii din aceste automate. După aceea trebuie mai, mai mult efort și segmentări și newslettere și nebunii de genul să ajungi la 20% e mai greu, mai ales dacă celelalte canale merg bine, dar dacă nu aveți și între 5 și 15% vânzări din e-mail, lăsați bani pe masă. Aveți exemplu aici, mai, mai negru pe alb, nu, nu știu. Și apoi apare, iarăși, când vorbesc foarte des de uh, treaba asta, uite, trebuie să te uiți la rata de conversie să vezi de ce nu cumpără oamenii. Și apar tot des, uh, foarte des chestii, bă, dar, dar nu știu de unde o să apuc, dar eu nu știu să fac optimizarea ratei de conversie, dar nu știu de unde o să apuc, e greu, cum fac copiul mai bun? Dragii mei, cel mai bun lucru pe care îl puteți face este să, să vă puneți un pic în papucii clientului. Faceți două lucruri, odată căutați un instrument Hotjar, se numește, instalați-l, activați o chestie care se numește User Recordings și apoi să puteți vedea exact ce face omul când intră pe site. Puteți până la 2 300 de înregistrări. Mare grijă când faceți, vă asigurați că se activează pentru orice vizită, nu doar alea peste 30 de secunde. Și așa vă dați seama că se vede groaznic site-ul pe mobil, că e un buton mare, că ceva nu se vede, că oamenii se opresc la preț, că habar n-am. Sau pur și simplu și mai ușor intrați pe mobil, și fați o comandă pe site-ul vostru și uitați și gândiți-vă, băi, dacă eu sunt o persoană care n-am auzit niciodată de brandul ăsta, îmi doresc să cumpăr, dar în același timp știu că mai sunt și alte site de pe care pot să cumpăr, ați merge mai departe. Vă e așa super confortabil și ușor să o faceți. Foarte, foarte des răspunsul este nu și deja ne vin idei de lucruri pe care le putem face. Ce mai puteți face? Dacă puteți, țineți minte: dacă nu în, vă uitați la înregistrare, intrați în, deci în Google Analytics, intrați la conversii, ultima opțiune, după aia alegeți e-commerce. the power uh shopping behavior google analytics conversions e-commerce checkout behavior. Și acolo o să vedeți câți oameni intră pe site, câți văd produse, da, procentual câți merg și văd produse, câți adaugă în coș, câți inițiază finalizarea comenzii, câți cumpără. Să vedeți că o să apară așa la un moment dat pică datele. Dacă nu avem date, iar e o problemă mare și probabil nu Google a instala corect. Deci campaniile de Google Ads nu se pot optimiza sau noi nu luăm decizii informate. Dar dincolo de asta o să vedeți o cădere foarte mare undeva. Și acolo trebuie să vă duceți De, de aia, nu știu să vă zic Na, faceți butoanele roșii Nu faceți butoanele roșii Nu tot timpul trebuie să facem butoanele roșii Poate uneori problema e și am, înt am, am întâlnit Când adăugai produsul în coș Dar după aști nu ți se făcea coșulețul acolo sus Știți că de o bună practică e să, să fie vizibil pentru om Care produs în coș sau ceva da Cum se întâmplă pe Mac pe... Pur și simplu modelați site Dacă nu știți ce să faceți, modelați site-urile mari Pentru că ele influențează comportamentul nostru și al clienților noștri. Da. Și iar lipsea acel, deci când adăugai în coș nu ți se punea acolo. Și practic de dădeai și da, nu-ți mai reamintea nimic, hei știi că ai putea să-și finalizezi comanda. Lucruri de genul super, super basic, uh, multe din acțiunile pe care trebui să facem, nu, nu trebuie să, să, să ne complicăm. Mai sunt și altele: Fig, Fui, Gpu, uh, True Conversion, TRU Conversion, da, un, un singur cuvânt. Sunt enorm de multe, enorm de multe instrumente care poate să facă asta. Acum chiar voiam la un moment dat să facem și noi unul la, la Smarters. Dacă vreți ca oamenii să plece coșurile pline de la voi, instalați un tool de ăsta sau folosiți-vă de Google Analytics să vedeți unde se blochează și vedeți ce puteți face să eliminați din aceste piedici. Uneori ele sunt ce am dat exemple, alteori timp de încărcare, lucruri de genul. Sau măriți percepția de valoare, de obicei copywriting sau oferte mai puternice.